Ați spus că președintele Klaus Iohannis a încălcat Constituția de nenumărate ori. Credeți că se impune suspendarea președintelui? Am văzut varianta aceasta adusă și de cei de la posibilitatea aceasta adusă în discuție și de către cei de la AUR. PSD ar susține la acest moment suspendarea președintelui Klaus Iohannis? Cu certitudine, președintele Iohannis a trebuit suspendat pentru tot ceea ce a făcut în ultimul an de zile, pentru felul în care a neglijat, sau mă rog, a aplicat Constituția, felul în care a înțeles spiritul și litera Constituției, și nu este un element, sunt foarte multe care arată că nu a avut un comportament corect. OSCE a venit, nu, de curând și ne-a spus că în timpul campaniei electorale ceea ce a făcut președintele nu este corect. Toate partidele social-democrate, PES-ul, Internaționala Socialistă, au trimis scrisori în ultima vreme în care îi spun președintelui Iohannis să țină cont de Constituție, de rezultatul votului, de democrație, de statul de drept și să facă ceea ce trebuie să facă orice președinte mediator și să dea mandat partidului care a câștigat alegerile. Lucrurile acestea nu se întâmplă. Deci sunt foarte multe elemente care ar duce la această idee de suspendare a președintelui. În același timp, avem o criză pandemică, am văzut că lumea este înspăimântată să iasă la vot, pentru că a fost evident că absenteismul acesta mare a fost și ca urmare, a fost din cauza faptului că mai ales persoanele vârstnice au fost speriate de faptul că s-ar putea să se infecteze ieșind din casă și mergând la vot. Este o realitate, am trăit-o, am vorbit cu oamenii pe stradă, i-am întrebat, vin la vot, nu vin la vot în timpul campaniei electorale și mi-au spus chestiunea asta, mi-e frică. Copiii m-au sfătuit, cel puțin pentru persoanele în vârstă, da, copiii m-au sfătuit să nu ies din casă, mi-e frică. Este un sentiment, vorbim cu oamenii, vorbiți și dumneavoastră cu ei, să vedeți că este un sentiment real. Și a fost indusă chestiunea asta prin tot discursul politic venit dinspre zona guvernului în ultima perioadă. Și o suspendare duce la un referendum. Trebuie să ai și voturile necesare ca referendumul să poată să treacă. Ce faci? Expui și mai mult populația care și așa ați văzut că este înspăimântată de faptul că văd din ce în ce mai multe persoane la ATI, că văd din ce în ce mai mulți români care nu reușesc să câștige lupta cu această boală. E o chestiune totuși de a te gândi foarte serios astăzi când avem suprapuse trei crize. E criza pandemică, criza de sănătate, este criza economică și o criză politică. Deci nu luați în calcul acum suspendarea președintelui în acest moment? Este chiar o chestiune dacă care spuneți că motive ar fi. Motive sunt foarte, foarte multe. Momentul, în cel puțin în opinia mea, nu cred că este unul în care trebuie să ții cont de faptul că există riscul de a îmbolnăvi și mai mulți români.